va fi simplu. Îl avem și pe domnul Dioseghi la telefon. Vă salut! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Domnule, ați avut meciul în mână. În mână l-ați avut. Asta e frumos în fotbal. Câteodată nu ocaziile înscriu goluri. Deci... Ce? Domnul Dioseghi, cel mai bun meci, știu eu, din ultima perioadă al lui Sepsi? Putem să spunem, da. Într-adevăr, 72% posesie înseamnă foarte mult. Și acasă, dacă ai 72% posesie, înseamnă foarte mult. Dar dacă în deplasare și în Giulești, unde s-a văzut că era full stadionul, avea suporterii, erau înfierbintați și voiau să câștige Rapidul, ceea ce este normal și chiar înainte să vorbim despre orice, vreau să felicit pe domnul Șucu pentru primirea făcută de noi și galeria Rapidului care a fost la înălțime. Absolut au scandat numai pentru echipa Rapid și chiar vreau să-i felicit, au fost extraordinare, nu s-a scandat nici măcar, n-am auzit un VU pentru echipa noastră, deci sunt niște suporteri adevărați. De-aia n-ați vrut să-i bateți, am înțeles, v-a plăcut așa de tare primirea încât a zis, bă băieți, gata, opriți-vă, hai lăsați-o 2-2. Da, într-adevăr am avut foarte multe șuturi de poartă și peste poartă, din păcate. Nu, eu vă spun, mie mi s-a părut cel mai solid meci al lui Sepsi din ultimii, hai să spunem, știți cum e, că acum nu țin minte toate meciurile, dar cred că este unul dintre cel mai solid sau cel mai solid meci din ultimii ani, din ultimii 2-3 ani. Da, așa consider și eu. Poate și băieții s-au dăruit 100%, fiindcă s-au jucat și pentru Matei, care din păcate din televizor a putut să urmărească partida. Și eu cred că au demonstrat băieții că nu este adevărat ceea ce s-a insinuat, că nu avem o condiție fizică bună. Dimpotrivă, și în minutul 90 am atacat, parcă ar fi fost minutul 5 a unei partide. V-ați așteptat în Giulești să atacați Rapid în Giulești în minutul 90? Nu. Deci, sincer, eu înaintea partidei am spus că dacă facem un X o să fiu eu mulțumit. Acum, după meci, putem să spunem că și acum sunt mulțumit, dar parcă un pic de amărăciune este în mine, fiindcă dacă eram puțin mai atent, poate reușeam să întoarcem cu toate cele 3 puncte. Cred că asta v-a încântat cel mai mult, faptul că în minutul 90, în loc Rapidul să vă atace pe voi în Giulești, voi ați atacat Rapidul. Da, deci asta... Nu, cred că asta a fost, cred că, cel mai important lucru. Așa spun și eu și, într-adevăr, dacă continuăm pe acest drum, atunci și în ediția de campionat o să avem un cuvânt de spus. Ce se va întâmpla cu Matei? Matei rămâne acasă, o să facă antrenamente individuale acasă, fiindcă nu are voie să vină nici pe la stadion, nu are voie să facă antrenament cu noi. Salariul lor o să fie plătit la zi, fiindcă noi nu facem așa ceva, deci noi suntem lângă jucători și la greu și la bine. A, deci îi plătiți salariul integral lunar? Exact. Da? Cât are el? 10.000? 12.000? Cât are? Nu, n-are. Niciun jucător n-are peste 10.000. Nu vreau să spun prostii, dar între 8 și 9.000. Mai mult n-are. Și îi plătiți în astea 6 luni salariu? Da, cum să nu. Bravo, felicitări. Așa mi se pare normal. Deci, omul când are un necaz, prietenii trebuie să fie lângă ei. Dacă acum nu e, atunci când dă goluri, numai atunci să fim lângă el, nu mi se pare corect. Deci, noi toți suntem lângă el și sperăm că dacă la recurs sau la apel, dacă se întâmplă ceva și poate o să se reducă sau poate o să șteargă, atunci așteptăm cu nerăbdare să revină lângă noi. Dacă cumva nu, atunci peste 4 luni poate să vină la antrenamente, deci ultimele 2 luni are voie să se antreneze împreună cu echipa și atunci în februarie sau în ianuarie, când începe campionatul, poate să joace deja. Am înțeles, deci în astea 4 luni nu are voie nici măcar să se antreneze cu echipa? Nu. În primele 4 luni, nu nace, că 6, dar în primele 4 luni nici măcar nu are voie să se antreneze? Nu, nici nu are voie să calce pe stadion la noi. Așa e regulamentul, respectăm și noi și el. Am înțeles, deci pur și simplu stă acasă. Stă acasă, dar acasă are voie individual să facă antrenamente. Deci, bine, știm foarte bine ce înseamnă individual să faci antrenamente, dar tot e mai bun decât nimic. Și eu cred că el are voință și o să facă antrenamente bune. Și nu o să fie rămas în urmă cu pregătirea. Da, oricum, gest frumos care îl faceți. Vă felicit. Bine, voi întotdeauna ați fost oameni acolo la Sepsi.
Chiar cred că important. Și mai ales că e și foarte amărât. Sunt convins că e foarte amărât. E foarte, foarte. Deci vezi într-un om care minte sau care spune adevărul și într-adevăr Matei spune adevărul. Deci el n-a avut absolut nicio vină. Știți cum e, mâine mănânci un hot dog și dacă hot dog este o substanță care nu este agreat, imediat începe prostiile, cum se spune. Și da, adică dumneavoastră chiar credeți că îi se face o nedreptate? Nu pot să spun că se face o nedreptate, că legile sunt legi, dar un lucru pot să spun clar, nu cred nici 1% că a luat ceva voit. Deci s-a și făcut verificări și rezultatele lui, deci performanțele lui nu s-au îmbunătățit cu nimic în meciul respectiv când a fost prins între ghilimele dopat. Deci, n-am înțeles. Da. Mai aduceți ceva jucători? Mai avem două locuri. Am avut un singur loc, dar acum că Matei până în iarnă nu mai are cum să intre pe lista A, atunci înseamnă că o să mai avem două locuri până în iarnă. Și pe ce posturi vreți să aduceți? Asta să vedem ce spune antrenorul. Deci așa spun eu că de undeva de la mijloc în sus ar trebui adică un mijlocaș și un atacant, ceva de genul, nu? Da, un mijlocaș ofensiv, fiindcă știm foarte bine că stăm într-un singur în calacu. Și așa consider că un atacant sau lateral sau, bine, mai mult lateral, că în față avem doi atacanți buni, Debeiuc și Coman. Uh-huh. S-a și adeverit că când am trecut la 4-4-2 cu doi atacanți, cred că s-a schimbat meciul automat și cei doi atacanți, și Coman și Debeiuc, cred că o să aibă câteva goluri în campionatul ăsta. E în regulă și felicitări încă o dată, domnul Diose, pentru faceți acolo și pentru gestul față de Matei, să-i plătești cât e, 9.000 de euro pe lună, timp de 6 luni, salariu integral. E un gest, cum să spun, de mare susținere din partea clubului, asta e clar. Mulțumim mult. La noi niciodată n-au fost probleme, noi nu căutăm scandalurile, noi pur și simplu ne vedem de treaba noastră și așa uh-huh. considerăm că la noi prietenii sunt prieteni și la bine și la rău. Echipa e mai puternică, vi se pare mai puternică decât anul trecut, chiar dacă a plecat Ștefănescu? Abia acum începe etapa 5-a la sfârșit de săptămână. Noi încă am jucat numai 4 meciuri. Nu pot să spun acum o părere. Un lucru e clar, majoritatea jucători de scheletul a rămas. Și eu așa consider că continuitatea înseamnă foarte mult la o echipă. Plus am mai adus câțiva jucători care încet o să se integreze în grup și eu sper că cel puțin ca anul trecut o să arătăm la fel. Dar normal că în inima mea sper că o să fim și mai buni decât anul trecut.